Ținem o diplomă de excelență pe care vreau să-i omânez, Veronica Ipostolache, profesoară și dirijor al corului Anima Voces de la Liceul Teoretic cu Profil Arte Nicolae Sulac. În semn de sinceră recunoștință pentru spirit creator în realizarea activităților de educare a culturii intelectual-artistice și interpretative, descoperirea și promovarea tinerilor talente prin cunoașterea și propagarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești și o colaborare prodigioasă cu echipa Centrului Academic Internațional Eminescu. Profesoara Veronica este demnă de toată admirația pentru că are un cor foarte frumos și este o ființă foarte receptivă și am găsit tangențe identice cu dorințele noastre de la Centrul Eminescu și de la acest liceu. Deci facem un lucru frumos, promovăm tradițiile, obiceiurile și nu numai arta muzicală, educăm copiilor gustul estetic și asta este minunat. Suporți cu plăcere Mulțumesc această frumos! diplomă, Suntem onorați! așa și să-ți amintească mereu despre colaborarea ta cu Sigur! Centrul Eminescu. Mulțumesc Și frumos! acum vreau să fac o paranteză și să anunț că, iată, țin în mână o carte care se numește Moldița, Crăița și Zimbrișor, Cornișor de pe Muntele Dor, care anul acesta a fost inclusă în concursul Chișinăul Citește, care a ajuns deja la 17-a ediție. Și spre uimirea și plăcerea mea, când am deschis cartea ca să o studiez, am găsit chiar la începuturi un cântec care se numește Dorul. Și am rugat-o pe Veronica să-mi descifreze acest cântec. Și e un cântec foarte frumos. Da. Poftim! Dorul, muzică Eugen Doga, versuri Viorica Kowalski. Dintr-un râs cititorii noștri o să fie încântați de această carte. Eu am citit-o pe mai mult de jumătate deja și este interesantă. Iar cântecul cred că o să fie, eu știu, asta cred că e motivul doar. da, sigur, da. Cântecul o să le creeze copiilor o stare de bine și o dorință de a citi și a cunoaște această carte.